un amic care are multe miliarde, nu pot să dea numele, nu-i român, e străin, stă la Londra. Și tot timpul el nu s-a distrat niciodată, decât sunt noi prieteni de aproape 20 de ani, tot timpul stă cu două telefoane, vorbește, nu lasă niciun director să ia o decizie fără el și n-a fost în vacanțe de ani de zile. Și a zis, bă omule, dar zic, ai multe miliarde, nu pot să spun câte, că după aceea îți caută lumea pe internet și îl găsește. Zic, ai multe miliarde, oricum nu poți să-i cheltui. Și dacă te duci, dacă ai zis, joci la ruletă, tu mai prins pe 17, din când în când, sau pe 0, sau pe ceva. Adică n-ai cum să-i cheltui, știi? La el probabilistică. Zice, da, frate, probabilitatea, dar, zice, e dacă tot mai câștigă. În țara mea sunt doar pe locul 4, în top Forbes, vreau să fiu pe locul 1. Mă, dar ai 50 de ani, ca și mine, adică tu n-ai fost în vacanță de 15 ani, de 20, și nu te poți îngropa cu banii. Pe mine, când mă ia capul, am și filmat, am făcut vreo două vloguri, mă duc în cimitir la Frumușani acolo la mine și mă uit la ea. N-au nici lanțuri, n-au nici Lamborghini, n-au nici Bugatti, n-au nici avioane, sunt în cimitir acolo, zic. Și atunci pentru ce să stau acum să-i concurez pe frații tei să-mi iau și-o pe un Bugatti? Că nu-mi trebuie, nu-mi folosește la nimic. Sunt foarte mulțumit cu Lamborghini. Adică dacă eu sunt happy cu ce am, e foarte bine. Sunt happy cu Dacia, e foarte bine. Adică n-am nicio treabă, știi? Când te ia capul, te duci în cimitir și vezi imediat că n-are nimeni nimica. Toată lumea e